Salut! Mă numesc Octavian și vreau să vă povestesc puțin despre bunicii mei. Nici nu știu de unde să încep, fiindcă a fost o mare încurcătură la mijloc, dar mai pe scurt, bunica mea a fost acuzată de moartea bunicului meu. De fapt, a fost și închisă o perioadă din cauza asta, însă lucrurile au stat total diferit. Bunicii mei niciodată nu mi-au fost aproape. Erau părinții mamei mele, însă se confruntau cu mari probleme cu alcoolul. Tocmai de aceea au alungat-o și pe mama lor din viața lor, care totuși era unica fiică. Eu nu am crescut alături de ei, dar se întâmpla să îi mai văd întâmplător pe stradă și asta pentru că stăteam în același oraș. Însă de multe ori, nici măcar la salut nu îmi răspundeau. Pentru mama, nu a fost ușor, mai ales că o perioadă lungă de timp a încercat să-i aducă pe drumul cel bun, însă în zadar. Le plăcea băutura și stăteau de dimineață până seara, în tot felul de baruri cu toți dubioșii. De multe ori, mama a fost chemată la poliție, deoarece îi găseau adormiți pe stradă și unii oameni îi bajocoreau și le furau lucrurile. Cam ăsta era stilul lor de viață și nimeni nu putea să-l schimbe. Mama știa că nimic bun nu avea să se întâmple și cumva s-a pregătit psihic de chestia asta. Însă într-o seară a primit un telefon și cineva i-a spus că tatăl ei a murit și că mama ei e principala suspectă. Ei bine, pentru așa ceva nimeni nu ar fi putut fi vreodată pregătit. Țin minte și acum că după acel apel a rămas în stare de șoc. Nu-i venea a crede că așa ceva era posibil. Tata a încercat să o calmeze și să se ocupe el de tot, însă era și responsabilitatea mamei să fie prezentă. Țin minte că a fost o perioadă foarte grea pentru toată familia. Pe mama, de exemplu, abia o vedeam la față. Era mereu plecată, încercând să rezolve tot felul de probleme. Iar eu stăteam acasă cu tata și încercam să înfruntăm oamenii din jur că ne sunau sau veneau în vizită ca să-și dea cu părerea de cele întâmplate. Nu mai zic de faptul că au ajuns să o judece și pe mama, zicând că a fost o fiică rea și din cauza ei s-a ajuns la asta, fiindcă nu a știut să aibă grijă de părinții ei. Păi și acum ce se va întâmpla cu bunica? Va rămâne arestată? Va face închisoare? Cum e posibil să-i fi făcut așa ceva soțului ei? Ei mereu erau împreună, adică știu de la mama că el era violent cu ea și că mai erau probleme, dar cum s-a ajuns la așa ceva? Chiar nu aș ști ce să-ți răspund și pentru noi a venit ca un șoc, dar din câte mi-a zis bunica ta, bunica susține că e nevinovată, a zis că ea în veci nu ar face așa ceva, dar pe de altă parte mă gândesc că el a fost agresiv cu ea și fiind amândoi băuți, s-a întâmplat acest accident, să-i spunem așa. La aia mă gândeam și eu, deși nu m-aș fi așteptat în veci la așa ceva. Problema e că acum, oriunde mă duc, lumea mă întreabă pe mine cum de bunica a fost în stare de așa ceva. De parcă eu știu. Și nu mai zic de faptul că o acuză în continuu pe mama că nu a avut grijă de ei. De parcă ea e de vină de ce au făcut. Da, știu. Nu mai zic de astea că mă abțin cu greu să nu-i dau afară din casă și să nu le închid telefonul în nas. Sunt oameni încuiați care habar n-au ce vorbesc. Știu doar să judece și atât. Cum am zis, tata era deja la capătul răbdării și nu mai zic de mama care era distrusă pe interior. Tatăl ei era mort și trebuia să se ocupe de înmormântare, iar mama ei era închisă și era considerată o criminală și evident că încerca tot posibilul să lămurească lucrurile și să-i găsească un avocat bun, deoarece ea spunea în continuu că e nevinovată, doar că nu și amintea ce s-a întâmplat, fiindcă dormea profund din cauza că era prea beată. Prima oară a avut loc în mormântarea. Aia a fost prioritatea și ce pot să spun, a fost un mega scandal. De ce? Pentru că au venit o grămadă de oameni pe care nici nu-i cunoșteam și care evident au venit pentru bârfă și pomană și s-au apucat să vorbească tot felul de prostii pe acolo. Evident că mama nu s-a mai putut abține, mai ales că era extrem de obosită și cu moralul la pământ. Așa că i-a dat afară pe majoritatea. Tata cred că a trebuit să își ia calmante ca să nu se ia și el la ceartă. Vă dați seama, e o înmormântare, trebuie să vii cu sufletul curat și să-ți iei la revedere, nu să bârfești și să ai intenții rele, așa cum din păcate majoritatea o fac. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia, au venit și au mâncat și au băut pe banii mei, măcar atât respect să aibă cât să nu vorbească mortul. Ce se întâmplă în țara asta? De ce oamenii trebuie să fie așa răi? Nici eu nu am avut o relație bună cu răposatul, dar gata! Nu poți bârfi când omul e acolo, e în fața ta fără viață. Așa e, măcar puteau să se abțină până plecau. Dar vezi și tu că așa sunt oamenii aici, nu au pic de bun simț. Dar oricum, cine sunt toți ăștia? Adică de 90% dintre ei eu nu am auzit. Nu sunt rude, nu sunt vecini și nici cunoscuți. De unde au apărut atâția?
Păi când moare cineva se dă anunț și se pun afișe pe stradă. Cel puțin aici la noi așa se face. Și se strâng o grămadă de oameni cu care răposatul nici nu a avut vreo tangență. Dar vin ca să bea, să mănânce și să primească pomană. Am înțeles. Mai bine ați fi organizat ceva doar pentru apropiat și v-ați fi scutit de atâta stres. Eu i-am zis mamei tale, dar știi cum e ea. Îi pasă de tradiții și în plus tot îi e frică că după o vorbește și mai rău lumea. Din păcate, ea se ia prea mult după ce spun cei din jur. Cu puțin noroc, nu s-a luat nimeni la bătaie și totul s-a încheiat cu bine. Mama mai apoi s-a ocupat doar de bunica, a luat avocați, a fost la tot felul de procese și până la urmă s-a descoperit că bunica chiar era nevinovată. Și asta pentru că a apărut un tip care a mărturisit că el a făcut-o. Era unul din acei tipi dubioși cu care bunicii mei umblau și fiind toți trei băuți mangă, din câte am înțeles, s-au luat la ceartă și respectivul l-a lovit în cap pe bunicul meu. După ce i-au dat drumul bunicii și totul s-a clarificat, mama a decis să o aducă la noi acasă. Tata nu a fost încântat de decizie, deoarece știa că ea umblă cu tot felul de oameni și era frică să nu ne trezim și noi în belele din cauza ei. Însă a acceptat până la urmă, pentru mama, deoarece ea se simțea oarecum vinovată că nu a făcut mai mult și s-a ajuns la asta. Pentru mine era ciudat. Era ca și când stăteam cu un străin în casă. Un străin care în continuu avea stări proaste și asta din cauza că mama nu-i mai dădea voie să pună gura pe băutură și bunica mereu făcea scandal. Da, adică era ciudat, dar trebuia să acceptăm și să trecem peste. Nu vreau să-i spun mamii ca să nu se supere, dar mi-e tare ciudat să stau cu bunica în casă. Nu o cunosc și nici nu vrea să-mi dea ocazia să o fac. Am mai încercat să stau de vorbă cu ea, dar nicio șansă. Uneori am impresia că e sălbatică. Singura dată când mi-a răspuns a fost când mi-a cerut băutură pe ascuns. Dar evident că nu i-am oferit și a început să țipe pe mine și chiar să mă înjure. Mie îmi zici? Eu deja o iau razna cu ea. E o femeie imposibilă. Mi-am băgat sticlele pe care le aveam pentru sărbători sub cheie și mi-a spart dulapul. Am vorbit cu mama ta și i-am zis că nu e ok să o mai ținem aici, fiindcă nu o putem ajuta. Cel mai ok ar fi să mergem și să o internăm la dezalcoolizare, dar mama ta a refuzat că zice lumea că după aia o vorbește de rău. Ei, să lazi odată ce vorbește lumea că nu contează. Faza e că orice ai face, oamenii oricum îți caută nod în papură. Noi trebuie să ne gândim și la binele ei, dar și la al nostru. Că degeaba încercăm să o ajutăm dacă avem haos în casă și ne certăm zi de zi din cauza ei. Până la urmă, bunica a fost internată la dezalcoolizare, însă când a ieșit, a început iarăși cu băutura și era într-o situație și mai jalnică decât înainte. Din păcate, unii oameni refuză să fie ajutați.